Salut, Stupari din Republica Moldova și din România. 23 septembrie 2022. Frig, nu rece, chiar frig. Diminețele le avem cu 7 grade, 6 grade, 8 grade. În timpul zilei cam la 12 grade. Albina nu zboară deloc. Cam asta-i. Frigoria s-aude pe sus, uite cum zboară. Nu știu cum alții spun că au plecat frigorii, lic la noi, toată ziua stau deasupra stâlpinii aici. Au întârziat anul ăsta cu plecatul. De obicei, în data de 15 nu mai erau, anul ăsta uite 23. Încă 8 zile după 15 și tot aici, uite cât de mult. Uite cât de mult e. Și vreau să vă prezint. Vreau, dacă acolo tot în filmulețul ultimul și pe ultimul, m-au întrebat mulți cum fac unificarea familiei care, după cum știți, am pierdut matca în timpul filmării. Uite, este familia dată. De aici am luat corpul de recoltă de acum de sub ea. Am luat și ramele cu puiet care erau, puietul care mai rămasase acolo. Am distrus și boțile și le-am dus ramele cu puiet într-un roi. Aici au rămas ramele cu hrană și cu albina de pe ele, adică nu există puiet în familia dată și nu există boci trase. Clar că dacă nu este puietul, nu sunt nici boci. Și acum vreau să prezint, pentru că mulțumesc la cei care s-au oferit să-mi dea o matcă cadou, să-mi facă o matcă cadou, pentru că m-au sunat câțiva apicultori, dar mulțumesc de acum. E și târziu să spun, dar nu prea vreau să bag în scupină măci de undeva, să spun și care e cauza. Știm foarte bine că e destul de răspândit ascosferoza, adică puietul veros, și nu aș vrea să aduc niște măci, nu știu de unde. Nu spun că stuparii care mi-au propus măcile puteau ascosferoză, adică puiet veros, dar nu vreau să risc să bag în stupină orice. Chiar și matca care mi-o cadonat-o e de Rotaru, l-am întrebat, îl știu, e om destul de serios pe Edi, știu că nu are probleme cu puietul veros, de asta am introdus-o, văd ce fac în anul următor matca respectivă. Și din cauza asta, plus că mai am niște roi, chiar am încă 3 roi care ar avea nevoie de niște albine. Și atunci nu văd sensul să aduc o matcă de undeva, să o bag aici, sau cum eu mai scris acolo vreo 2 apicultori, că vin cu un roi la familia dată respectivă și o întăresc plus matca. Dacă am aici, mi-au rămas 8 rame, adică cu albine, bine, poate mai răruț albina, poate, nu că poate, cam de 6 rame probabil era albina aici. Aici este 8 rame cu albine. O să le împart la 3 roi, să spunem câte o ramă jumătate de albină, o să ajut roii, pentru că este albina de acum de iernat asta, clar că puțină și mai pierde de aici. Hai să arăt cum fac. Încă o dată, la noi frig, albina nu zboară. Uite, o să iau lada cu albine. Ajutorul meu din nădejde, ca întotdeauna, am în vedere roaba. Și mergem la roierile care trebuie ajutate. Uite așa. Aici am un roi format, nici nu mai țin minte, dar trebuie să fie aici bilețelul. Uite aici e. Roi făcut botcă, cu botcă la ieșire, 7 iunie. În 21 iunie, matca 2022, pontează și marcat, am eu niște însemnări așa făcute pentru mine. Roiul nu mai fost ajutat absolut cu nimic.
cât au putut, atâta s-au dezvoltat. Am început să iau caturile de recolte, corpurile de recolte de pe stupi și unii mai găsesc câte o ramă mai bună cu polen, pentru că au băgat polen și în corpul de desubt. Uite aici se vede. Polenul, păstura. Uite cât e. Chiar dacă nu este mere, o să o bag aici în stup, pentru că mai este ceva puiet și mai consum albinele până vor fi restrânse pentru iarnă. Uite aici am 6 rame, da? E clar că nu sunt 6 rame cu albine, nici nu mai știu cât de multă este albina. Hai, prima ramă aproape nimic, albină. A doua ramă, rama respectivă cu prima, hai să spunem aproape o ramă de albină. Aici iar o jumătate de ramă de albină, adică dacă ar fi să o restrâng ar fi vreo 3 rame probabil. Nu știu, nu mai văd nici puiet pe aici, nu știu dacă mai are. Poate pe aici ceva, că de asta albina nu văd, nu prea se vede puiet. Cam așa. Hai să spunem un 3-4 rame. Așa cu... Că am tras de coadă 6 rame. Asta 4 rame cu albină. De asta am zis să mai dau niște albine. Decât să ajut o singură familie, ajut mai multe. Uite aici am ceai din țimbrișor făcut, poate făcut din mentă, din orice plante de astea aromate. Ca să uniformizăm mirosul. Și uite cam în fia lui, sau ce miros, de la pulverizat, să simți imediat mirosul ăsta. Uite așa, stropim albina. Uite așa, am stropit albina din familia dată. Mai pun și rama asta cu păstură pe aici. E clar, când voi organiza pentru iarnă familia, vor fi scoase de aici rame, voi organiza familia pentru iernat cum trebuie. Acum să deschidem și familia care este fără mapte. Nu i-am pus diafragmele pentru ca să fie mai ușor de luat ramele. A filmează și cum stă albina. Se vede? Uite până în capăt. Straturi de albină. Și același lucru fac și aici. O stropesc cu ceai. Și de sunt. Uite așa. Bag o ramă. Partea asta și se vede ce mai puțin albine. Mai bag una. Și
3. Aici mai pun una din partea asta mai slăbuță, de albina am în vedere. Uite, și asta și cu păstură. Uite așa, în felul următor, aici va fi o familie care va ierna de vreo 6 rame. Așa, se pun cărpa asta. Ah, noi am pus tratamentele. În moment să-i bag tratamentele. În continuare cad păduchi. Probabil o să iasă și un film mai lung, dar vreau să arăt până la urmă și fac familia dată. Uite cum s-aude prigoarea. Și lumea spune că nu mai sunt prigoare. Domnul Sergiu Chetroi spune încă de 10 zile în urmă că nu mai are prigorii. La noi, aici foița am lăsat-o, să știu care e situația. Așa, cu asta ne-am lămurit, o familie ajutată. Mergem mai departe, stai să-mi iau tătie. Nu, filmează dincolo. Și am vrut stai să văd câți păduchi au mai căzut și azi. De-a seară, de la ora 7 seara, până la moment, și păduchi mai avem. Uite aici, unul, la degetul meu. Uite, doi. Doi. Uite, trei. Trei. Și aici, a patrulea. Uite, întors invers. Uite așa, se vede bine. 4. Aici se văd pe până una alta. Până în seară mai vedem. Până în seară mai vedem, dar de seară de la 7 până acum e ora 4 și jumătate după masă. Avem 4 păduchi, încă 2 ore jumătate, probabil mai cade vreo unul. Și cam asta. Pune pauză, Viorica. Ori pun eu. Uite și rămâne după prigorii. Iau un guș albina, suc tot sucul și iese din el pe urmele scui până apoi. Și excrementele lor, adică găinațul este alb, uite așa. Așa, uite aici avem, mi-au mai rămas pe rândul ăsta 4 roi, după ce am vândut roii acum vreo 3-4 săptămâni în urmă, nu mai rețin când, nu mai țin minte. Și rândul ăsta mi-a mai rămas încă 4 roi. Uite așa, aici sunt 5 rame. Bine, 5 rame acum, dar mai trebuie restâns pentru iarnă, că nu iernează el așa. Și dacă trebuie restâns, hai să spunem un 3-4 rame de albină. Îi mai dăm un pic de albină aici. Aici la fel, o ramă care am găsit-o azi prin corpul de recoltă. Uite, hrană proteică, se vede bine, nu? Adică, dacă nu dădem eu, să spunem, turtele celea proteice, asta practic nu era. Nu exista. Amuia, hai să vedem. O ramă albina în felul următor. Asta e destul de grea. Uite așa. Aici și ceva puiet, se vede puțin de tăt. Din cauza frigului, pentru că avem de aproximativ 2 săptămâni frig, o cam dispărut puietul. Și aici ceva urme de puiet. Dar mai sunt și niște ouă pe aici, mai este și ceva larvar. Uite aici. Un pic mai. Uite și matca, nici nu-i marcat asta. E matca tânără de anul ăsta, dar încă nu-i marcat. Uite, n-am marker cu mine, că o marcam. Dar bine, las-o. O marchez eu.
Și încă o ramă mărginașă. Uite cum rode. Uite cum a ajuns cu rosul, da? Merge jos în sus. Rod și o bag acolo în centru, la, în cuib. Bine, fiind o ramă și mai albă, asta tot nu o scutem din cuib. Și aceeași procedură. Uite așa. Uite, vedeți, se vede pe aici mierea adusă de pe margine. Că eu nu le-am dat hrană de... Am văzut cam de la 20 august, aproximativ o lună de zile. Eu nu le-am dat, asta și trag ele din ramele marginașe. De asta e albă, dacă uite din partea asta o mai tras, mai iau. Va fi scoasă și asta mai târziu. Hai că o bag și asta cu păstură. Uite aici ea, dar nu-i cert că va rămâne peste iarnă, vedem dacă mai bag într-un sa ceva hrană. Dacă nu, va fi scoasă. Și iarăși. Uite și asta e cu păstură. Ramă foarte bună pentru iernat. Așa. Și mai aduc, nu? Uite așa. Eu zic că ea ajunge. Uite așa, tratamentul la loc. Îi mai pun și de la familia de care am luat albina, mai pun tratamentul tot aici. Uite că am ajutat-o și pe asta cu ceva albină. O ramă de albină pentru iernat cu siguranță aici. Am ajutat-o. Plouă în fiecare zi. Rău și bine că plouă. Ploaia. Și uite aici, Edi, doar cușca a rămas. Matca de la Eduard Rotaru. Matca, vedem ce face. Eduard mi-a spus și mie și lunea Vali. Eu da și lunea Vali chichiunea o matcă și mie. O spus să ținem la mățile astea că e ceva deosebit. Acum vedem. Vedem la alt an. Așa, aici am niște rame din care au fost decupat niște faguri. Le-am dat aici la lins. Adică niște rame care au fost decupat și au fost căpășit și pus la caserolul pentru vânzare. Aici am venit și cu două rame cu puiet care mai erau în familia unei, am pierdut matca, le-am adus aici, adică sunt acestea 2, 4, 6, 7 rame, dar nu este albina aici pentru 7 rame, albina trebuie să fie rară pentru că am adus, vă spun, două rame cu puiet, fără albină de acolo, hrană destulă, albină puțină. Hai. Același lucru. O mai tras din ramele care le-am dat. Aia este de unde au fost decupat fagurii. Aici este puietul de la matca pierdută.
și a mai rămas, adică din puiet. Și rama asta, parcă așa țin minte, este două rame. Uite așa, ceva rămășeță de puiet. Aici am schimbat matca, a fost o matcă tânără, matcă 2022, roi adică, dar ponta foarte mult strânturi, probabil nu s-a împerecheat cum trebuiește. De asta am și schimbat-o cu matca adusă de la Eduard Rotaru. Să văd mult strânturi pentru că o eclozat. Uite, pe aici mai avem niște puiet de trântori de la matca precedentă care am omorât-o, care am lichidat-o. Mai sunt ceva să eclozeze, de atâta și sunt trânturi că eclozează și în momentul ăsta. Adică pe ramă era cam, să spunem așa, un 70% puiet de albină și vreo 30% puiet de trânturi în celule de albine. Uite, se vede aici bine cum era puietul. Asta e puietul de la matca precedentă. Uite că nu văd matca, dar nu-i asta principalul, matca de la Edi. Știu că e aici, că am văzut-o, a început chiar și să ponteze. Și de margine așa, uite cum o tras mierea. Uite, e de matca de la tine. Să primlă pirame. Vedem la altan ce face. Îi mai aducem și aici. Uite că e bine că e, s-a nimerit matca chiar pe rama mărginașa aici, că în momentul când mai bag albina și elaltă, să nu nimerească direct în marginea și el, să dea ei bună ziua cu albinii care le-am adus, știi? Uite și puieta iurea era de la matca precedent. Am spus, albina de atâta e rară pentru că am adus încă două rame fără albină din familia cu probleme. Dacă ar fi să o restrânge aici, cred că vreo 3 rame, mai mult nu mai are de albină. Veselie pe capul frigorilor. A ieșit un pic soarele, a început și albina să mai iasă din stup. Și el s-a ieșit pe capul albinilor. Așa, le-am stropit toate ramele. Și acum să vin și mi-au mai rămas aici. Uite, albina. Uite așa, popor. Popor pentru iernat. Și acum pentru cei care iar mă întreabă că dacă se încălzește peste o zi, două, albina dată se va întoarce la locul ei, se mai întoarce. Dacă se încălzește, clar că se va întoarce, și dacă se întoarce, intră în stupul de acolo, vecin. Adică în stânga, în dreapta, și nu tot albina mea rămâne, indiferent în care stup va fi. Tot albina mea rămâne. Uite așa să arăt, pentru că n-am pus diafragmele, că dacă era pusă până aici sau și diafragmi, era mai mult albină rămas aici. Am mai aici câteva albinuțe.
Gata, tama. Uite că am adus la asta populație. Să-i pun tratamentul înapoi. Și din stupul cu probleme care l-am avut, uite că am ajutat trei roi care vor intra în iarnă familii și vor fi în primăvară familii de producție și nu roi, roiulețe și nu mai știu eu cum. Iernate, nu iernezi eu așa ceva la mine. Hai să o mai bag și pe asta. La mine orice familii care trece iarna e familii de producție. Nu mai merge vorba că pe roi de anul ăsta va ierna mai slab ca alții sau nu știu ce, nu există așa ceva. Tot ce trece iarna sunt familii de producție. Ajutate, bineînțeles, cu albinul din alt stup. Uite, cam asta e toată procedura. Acum stupii ăștia care îi vedem pe aici, să văd uite ăștia, aici am roiurile care au rămas. Aici trebuie doar transvazat. Va fi transvazat chiar în stupul ăsta peste câteva zile, în lada asta. Nu a fost transvazat pentru că mă gândeam să-l desfințez, dar dacă mi-a dat ie de matca asta, nu-l mai desfințez, i-am mai dat populații și va ierna. Și stupii ăștia, răzile astea cu albine, vor fi duse exact pe pozițiile unde am mai luat de acolo, unde au mai fost familii cu probleme, unde le-am desfințat, adică sunt pozițiile goale acolo pe postamente. Uite cam asta, pentru că mulți m-au întrebat cum fac mai departe cu familia fără matcă, cum o desfințez, cum o lichidez și fac cu albina, cum, uite cam în felul următor. Nu se luptă între ele, nu-i luptă și dacă se mai întoarce un pic înapoi, că spune două, dacă vine cald, iar nu e o problemă că tot albina mea rămâne, cam asta. O zi bună la toți, vă spun.